Dumnezeu ne va găsi la prima la interzis de matematică. Ce mă? Acasă. Rapoarte. Rapoarte și proporții. Da. Proporții. Fie relația. Câte era? Azi suntem în... Asta să spunem. A cincea. Cinci? A. A zero, trei, două, 18. Te rog. A pe 4. Deci A pe 4. Egal cu B, B supra 5. Egal cu B supra 5. Egal cu C supra 3. C supra 3. Egal cu K. Egal cu K. K aparține lui N. K, un număr natural. A, arătați că A la 2 plus C la 2 este pătrat perfect. Arătați că A la 2 plus C la 2 pătrat perfect. Egal, pătrat perfect. Pătrat perfect, nu? Da. Pătrat perfect. Și B, determinați A, B și C, știind că A plus B plus C egal cu 36. Că A plus B plus C este egal cu 36. 36. Am putea să începem cu B ca să aflăm numerele. Ca să le afli pe A, B? Da, pe A și C ca să pot să fac pe A. A așa. Deci tu așa te gândești, da? Da. Altfel? Aș putea scrie pe A ca 4, ca B ca 5, ca C ca 3, ca. Da. Și vine 4K plus 5K plus 3K supra 4 plus 5 plus 9 egal cu K. Da. Deci tu vrei să mergi pe B. Ca să afli numerele. Să afli numerele. Și odată aflate numerele, le înlocuiești și vezi cât este A-ul și C-ul și înlocuiești și vezi dacă suma lor este 0 pătrat perfect. Da. Da? De acord cu asta. Dar dacă nu ți-ar fi dat B-ul, ar fi dat numai A-ul, cum te-ai fi descurcat? Păi aș fi ridicat la a doua pe A și pe C și pe D și pe B. Da. Și... Deci, dacă nu ți-ar fi dat A-ul, ai fi zis așa. Deci, pentru primul punct, ai fi plecat așa. K pe 4. A pătrat pe 4, nu? Da. A pătrat pe 4. Pe 16. Pe 16, da. Egal cu... Egal cu B pătrat pe 25. Da. Egal cu C pătrat pe 9. 9, da. Aș fi pus A plus B plus C. Sau aș fi pus A. Și egal mai departe. Cu K. Cu? Nu K. K la a doua. K la a doua, dacă vrei. Și, nu, că doar ai ridicat la pătrat pe fiecare și valoarea de-a putut s-a modificat. Da. Adică, la împărțirea asta lua la 5, la 4, zăteam un loc un număr. Și din la pătrat, valoarea acelui număr e la pătrat. Da. Ei, și egal mai departe, tu uiți la relații, egal cu... Sau, nu am dat pe tine, cum zici eu, de aici încolo ce ai fi făcut tu? Păi, aș fi făcut A plus C la a doua. Nu e A plus C totul la a doua. A plus B. Nu, A la a doua plus C la a doua supra 16 plus 9. Deci egal și cu A la a doua plus B la a doua. Plus B la a doua? Da. Deci nu e de la a doua. Nu, C la a doua. Așa, A la a doua plus C la a doua. Supra 16 plus 9. 16 plus 9. Egal cu A la a doua plus C la a doua supra 25. Și egal cu, ai zis? A la a doua plus C la a doua supra 25. A egal cu K la a doua. Și egal cu K la a doua, că am zis să K la a doua. Și acum ce să fac? Eu trebuie să arăt K pătrat plus C pătrat, e pătrat perfect. Păi A la a doua plus C la a doua egal cu 16 plus 9 ori K. Pătrat. Ca pătrat. Da. Deci, dacă ar fi aici, aș fi zice 25, nu? Da. Așa. Și ar fi atunci. De aici rezultă. A la a doua. A la a doua plus C la a doua. A doua egal cu 25. 25 ca pătrat. Da. Și
strâmbi și arăți că ăsta e pătrat perfect. Păi pe 25 îl poți scrie ca 5 la a doua. Exact. Egal cu... A la a doua plus C la a doua egal cu 5 la a doua. 5 la a doua ori K la, la a doua. Și egal mai departe. Și egal mai departe că... 5K totul la a doua. 5K totul la a doua. Am arătat că e pătrat perfect. În varianta ta, făcând pe B prima dată, sigur că merge foarte bine ideea. Deci pleci din nou de la raport pentru B. A, B, așa. A pe 4. A pe 4 egal cu B pe 5 egal cu C pe 3. Da. Deci a rezultat că A plus B plus C supra 4 plus 5 plus 3. Da. Egal cu 36 supra 12. Și egal cu 36 supra 12, care înseamnă cât? Care este egal cu 3. Egal cu 3. Și de aici aflam că A este 14. Deci A pe 4 egal cu 3, cu, nu? Da. De unde A egal, A egal cu 12. B este B pe 5 egal cu 3, de unde zic că B este egal cu 15. Da. C pe 3 este egal cu 3, știi ce arăstă că C egal cu 9. Și să te matezi. Da. Și cu asta am găsit pe A, B și C. Da. Pe, da. Bun. Te rog. Determinați numele A, B, C și D, care verifică simultan următoarele relații. 2B egal cu 3A, 5B egal cu 4C, 3D egal cu 8C și A plus B plus C plus D este egal cu 75. Deci, ieșim în următor, sună cum? Determinați numerele A, B, C și D. Deci determinați A, B, C și C. D. Așa încât. Și D. Și D, da. Astfel încât, care se verifică simultan în următoarele relații. 2B este egal cu 3A. Așa. 5B egal cu 4C. Da. Și 3D egal cu 8C. Egal cu 8C. Și A plus B plus C plus D egal cu 75. Și A plus B plus C plus D egal cu 75. Păi... Putem să scoatem pe A din prima relație, adică să scriem 2B supra 3. Deci A din prima relație. Da. A spune așa, scoatem pe A funcție de B. Da. A este egal cu... 2B supra... 2B supra 3. Așa. C-ul este egal cu 5B supra 4. Așa. Și în următoarea la avem 3D egal cu 8C. Eu mă gândesc să înlocuim pe C, 8C. Să scoatem pe D. D, da. De aici cât ar fi egal? D-ul. D este egal cu 8C supra 3D. 8C supra 3D. Și de aici ați cum încerc... 3D? Supra 3. Supra 3, da. Supra deci 8C supra 3. Și egal mai departe cu... Și egal mai departe cu... 8 supra 3. 8 supra 3. Ori ce? Da. Care ce? E 5B supra 4. Deci ori 5B supra 4. Supra 4. Și egal cu? Egal cu 40B. 8 cu 4 simplificăm, știm noi da. Bine chestia și rămâne 2. Și face 10. Face 10B supra 3. 3. Iată că l-am aflat și pe D. Deci A-ul e în funcție de cine? De B. C-ul tot în funcție de B. Excelent. Și de în funcție de B. Exact. Și din toate astea funcții de o B... O să încercăm să le înlocuim în a, treia, în a patra relație. Exact. Adică 2B supra 3 plus B... Adică fosta relație A plus B... Da, A plus B plus C este egal cu 75. Da, devine echivalente. 2B supra 3 plus... B. B. 2B supra 3 plus B. Da. Plus 5B supra 4. Da. Plus 10B supra 3. Plus 10B supra 3.
10 supra 3 este egal cu 75. Eu mă gândesc pe prima să o învățesc cu 4, să o amplific cu 4. Deci pe prima să o învățesc. Ca să aduc totul la aceeași numitor. Așa, dar eu zic că se află numitorul la orice capăt la cealaltă. E bine la numitorul de etapa asta. Da. Deci pe prima cu 4, 12 este așa, cea comun. Așa. Pe prima cu 4, pe a doua cu 12, pe a treia cu 3, da, pe a patra cu 4 și pe a cincea, pe ultimul număr, cu 12. Exact. 8B da. Plus 12B plus 15B plus 40B da, este egal cu 75 ori 12. Da, echivalent. Acum vom aduna. Da. 55B plus 20. 75B. 75B egal cu? Egal cu 75 ori 12 împărțit cu 75. Da. Și B este egal cu 12. B egal cu 12. De aici trebuie să aflăm pe A, B și C. Îndată, în parte, să zicem. A este egal cu 12 ori 2 supra 3, 24 supra 3, A egal cu 8. Da. C este 5B supra 4. Deci C egal cu 5B supra 4. 12 ori 5, 60. 5 ori 12 supra 4, 4 cu 12 sunt egal cu 3, 5 ori 3, 15. Apoi. D este egal cu 120 supra 3. D egal cu 120 supra 3, care e 5 pe 4, B, da? Da. 5 ori 12 supra 4, C, nu C-ul, D-ul. Nu, D-ul, D-ul. E 8 pe 3. 8 pe nu, 3. E 10 pe 3. D-ul este 10 pe 3, bă, da, foarte bine, egal cu 10 pe 3. Ori cu 20 pe 3, egal cu 40. Ori B, care este cât? B, B este 12 supra 3. 3, da, și egal cu? 40. Deci, 120 pe 9, bă, de aici. Nu, e 10 ori 12, totul supra 3. A, totul supra 3, corect, corect. Și atunci face? Și atunci face? 40. 40. Corect. Și cu asta am aflat pe A, B, C și D. Da. Da. Te rog. Mai exercițiu de la, tot de la 3, se dau ultimul. Da. A, B, C aparțin lui Q+. Deci, A, B, C aparțin lui Q+. Și A supra 2B plus 3C. Și mai avem A supra 2B plus 3C. Egal cu 2B supra A plus 3C. Așa. Egal cu 3C supra A plus 2B. A plus 2B, da? Și ne cere... Și egal atâta, nu? Da. Și da, ne cere să calculăm expresia. A plus B plus C pe lângă... Deci autorul ne dă asta și da, ne cere să calculăm. Și ne cere să calculăm. A plus B plus C. Deci, cerința este asta. A plus B plus C. Pe lângă, 1 pe A plus 1 pe B plus 1 pe C. Pe lângă 1 pe A plus 1 pe B plus 1 pe C. C. Egal cu cine, nu? Se, da. Semn de întrebare. Păi eu observ că la primă putem scrie 2B plus 3C plus A supra 2B plus 3C. Deci la, plecăm la prima, da? Da. Și ce adică să face aici? Să adunăm numitorul. Să adunăm numitorii? Da. Dar nu putem la numitorii. Nu, să-i adunăm deasupra. A, să adunăm numitorii la numărătorii, da? Pentru deci, că am observat că adunând vom avea aceeași relație peste tot. Va fi peste tot același lucru, da? Da. Ia să vedem. Deci vom avea.
2B plus 3C. 2, hai să luăm cu A. A plus 2B plus 3C supra 2B plus 3C egal cu 2B plus A plus 3C plus A plus 3C supra A plus 3C. A plus 3C egal cu 3C plus A plus 2B supra A plus 2B. Asta se întâmplă din prima relație. Am obținut-o din prima proporție. Am obținut o proporție derivată, da, adunând numitorii la numărători. Valoarea nu mai este aceea ca înainte, s-a modificat, da, valoarea raportului. Ei, și ce să facem acum? Putem scoate un factor comun. Fiindcă este acest A plus 2B plus 3C peste tot, fiecare, vezi, fracția asta egal cu asta și asta egal cu asta. Putem să-l adunăm. Putem să adunăm A plus 2B plus 3C plus 2B plus A plus 3C plus 3C plus A plus 2B și de desubt vom avea 2B plus 3C plus A, da, plus 3C plus A plus 2B. Deci tu propui să le adunăm, să facem suma numărătorilor pe suma numărătorilor. Da, deci o să ne dea A plus 2B plus 3C supra 1. Ia să merg pe mâna ta, deci eu nu de aici, din asta lucrată, da, este adevărat că suma numărătorilor pe suma numitorilor e egal cu fiecare din rapoarte, da? Da. Deci egal mai departe cu A plus 2B. Hai să zicem ca și cum ar fi un M. Da, asta e de 3 ori, nu? Da. De 3 ori pe lângă. Deci de 3 ori pe lângă A plus 2B plus 3C. Da. Că-i o dată, de 2 ori, de 3 ori. Supra. Supra. A plus... A de câte ori va fi? De 2 ori, adică să avem de 2 ori relația aia. De să avem 2 pe lângă A. Așa va veni, da? A, 2A, 3C-ul este de 2 ori. 2B-ul de 2 ori. Deci 2 pe lângă A plus 2B plus 3C. Vom simplifica. Sigur că dacă asta se repete și egal cu 3 pe 2. Ce avem noi în clipa asta? Păi știm că A plus 2B plus 3C supra 2B plus 3C egal cu 3 pe 2. Deci fiecare raport egal cu 3 pe 2. Da. Deci asta a rezultat, nu? Fiecare parte egal cu 3 pe 2. Deci ar veni așa, ca plus 2B plus 3C supra 2B plus 3C egal cu 3 pe 2. Da. Apoi. 2B plus A plus 3C. 2B plus A plus 3C. 3C supra, supra A plus 3C. A plus 3C egal tot cu 3 pe 2. Da. Apoi. 3C plus A plus 2B supra... 3C plus A plus 2B totul supra... Supra A plus 2B. A plus 2B egal cu... A egal cu 3 pe 2. Și de aici, și de aici putem ce să lucrăm... Adică va fi 2A plus 2B plus 3C. De ce 2? Pentru că facem prost un mezelor la plus 3. Păi cu 2 se mulțește tot. A, 2A plus 4B plus 3C. Sigur că da. E 2 pe lângă toată șmecheria aceea. E 2 ori tot asta. Deci de aici rezultă că, te rog. 2A. 2A. Plus 4B. Da. Plus 6C. Da. Egal cu 6B. Da. Plus 9C. Plus 9C. Vom... Hai să mai lucrăm la asta un pic. Păi vom scade 4B și 6C. Scădem 4B și 6B. Da, și echivalent, hai să lucrăm. 2A egal cu? Egal cu 2B plus 2B 3C. Plus 3C. 2A egal cu, 2A egal cu 2B plus 3C. Plus 3C. Deci 2A, 2A egal cu 2B plus 3C. 2B plus 3C. Și așa îngheață asta, nu? Nu mai avem, da, ce face.
Bun. O altă relație care aș mai obține de aici, ce să vedem? 2B. De ce 2B? Nu, 4, nu, așa, 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 așa. 4B, 4B plus 2A, plus 6C, da, egal cu 3A, da, plus 9C. 9C. Echivalent. Echivalent cu 4B egal cu 4B egal cu A, egal cu A, A plus 3C. A plus 3C. Așa. Și din ultima? Da, și din ultima rezultă că 9C plus 2A plus 2A. Deci 9 ce ai zis? O 6. 6C. 6C plus... plus 2A plus 4B. Da. Egal cu 3A plus 2B. Plus 2B. Plus 6B. Plus 6B. Așa. Scad un 4 și un 2. Da. De unde rezultă că 6C. Da. Este egal cu A. Plus 2B. 6C egal cu A plus 2B. Deci 6C egal cu A plus 2B, da? Da. Deci 6C rămâne, că nu sunt medici cu nimic, egal cu A, 6 plus 2B. Așa este, sunt cele trei relații. Ei, pe astea, dacă le lucrăm, trebuie să găsim pe A, B și C de aici. Cum propui să le lucrăm? Observ că ce este în toate relațiile. Da, ce-ul este în toate, toate relațiile. Toate, și avem și, și ce, da? Da. Ei, trebuie să ne organizăm o leacă minte aici, nu? Ca da. să ne iese ceva. Dacă pe B și pe C l-am scoate în funcție de A, ar apare relația numai una. Pe B și C, pe B și ce să ne scoatem de aici? Ar fi ca... B-ul cu cine ar fi egal aici? Ar fi egal cu 4B minus 3C. Așa este. Dar deci... putem să scoatem pe A. Adică acolo la 6C egal cu A plus 2B. A nu este 6C minus 2B? Deci, eu îmi propun să scot, să apară peste tot aceeași necunoscute, da? Da. Deci tu, cum vii acum ca să mă sprijini ideea asta? Zic că A este egal cu 4B minus 3C. A, de aici, da? Da. Egal cu 4B minus 3C. Da. Și înlocuim aici pe A. Da. Îl scoatem pe A-ul de aici și mergem în cele două, da? Da. Hai să mergem așa. Deci pe A-ul de aici, din asta, și mergem în cele două. A egal cu 4B minus 3C. A egal cu 4B minus 3C. 3C. Și cu A-ul ăsta mergem și aici și în cealaltă, da? Și asta devine. 4B minus 3C egal cu 2. 4B minus, de ce 4B? Că e 2A aici. A, 8B. 8B, deci ne ducem acolo și vine 8B. Egal cu 8B minus 6C. Minus 6C, da. Egal cu 2B plus 3C. Da. Plus 3C și o subliniem pe asta. E numai B și C, da? O mai poate fi lucrată. O mai putem lucra, sigur că da. Și acum, ca să nu uităm, ne ducem și în cea de-a... Da. Da. Și 6C egal cu 4B minus 3C plus 2B. Plus 2B. Să le subliniem și să le prelucrăm acum, așa să zicem. 8B minus 6C egal cu 2B plus 3C. Și asta e un aspect. O lucrăm. Așa, în loc de 8B scădem în 2B și din 6B. 6B. Din 6B. Minus, să adunăm un 6. 6C și egal cu? Cu 9C. Egal cu 9C. Simplificăm printr-un... printr-un 3. Da. 2B egal cu 3C.
2B egal cu 3C. Și de aici observăm că o să lucrăm și pe a doua. Da. 6C egal 6C cu 6B egal cu 6B minus 3C. Minus 3C. Adică ar trebui 9C. 9C egal cu 6B. 6B. Și vine că 3C egal cu 2B. 3C egal cu 2B este chiar aceeași relație, vezi? Da. Practic ne-am învârtit într-un cerc. Noi nu trebuie să găsim pe A, B și C concret, ci trebuie să găsim A plus B plus C pe lângă 1 pe A plus 1 pe B plus 1 pe C. Deci autorul nu ne-a cerut să găsim exact cât este A, cât este B, cât este C, ci să găsim așa ceva. Acum, în momentul în care avem relația asta că 3C egal cu 2B, da? Am putea să găsim pe B în funcție de C și pe A în funcție de C. Uite cum apare, da? Da. Deci avem aici că B, hai să scoatem din asta, că B este egal cu... Da. Cu cine? Că B este egal cu 3C supra 2. 3C supra 2. Ca să nu abandonăm în casă. Și AU. Și pe AU tot funcții de cel de-a. Și AU ar fi egal, n-am scos-o de la pe A. E 4B minus 3C. Adică 4 ori 3C supra 2. 3C supra 2 minus 3C. Da. Minus 3C. Și egal cu, hai să lucrăm aici. Ce am putea face? 4 cu 2 se simplifică. Domnul profesor, la acolo nu era ușor dacă spune că 3C egal cu 2B. A n-ar fi fost 2B? 3C, unde avem 3C? Acolo, A egal cu 4B minus 3C. A egal cu 4B minus 3C. Și eu acolo am noi știm 4B minus 3C. 4B-ul ăsta 4 ori 3C pe 2 minus 3C. Unde e greșit? Nu știu, că eu mă gândesc că A e 2B. A e egal cu 2B? Da. Dar nu convine. Eu vreau să găsesc tot numai în funcție de C. Deci vreau toată relația, și pe B și pe, și pe A, în funcție de C. Ca să mă duc și să înlocuiesc. Deci cât ar fi aici? 2 cu 4 simplu de rămâne 2. Da. Vine 6C minus 3C, 3, deci, A egal cu 3C. Vine 6C minus 3C, A egal cu 3C, da? Așa vine, da? A egal cu 3C. Și acum, cum pe A îl știu în funcție de C, pe B în funcție de C, mă duc și mă opresc în relația de aici. Și spun, relația care mi-a fost dată de autor este egală cu... 3C... Deci în loc de A punem 3C. 3C spun plus... E. Tu scrii relația A plus B plus C pe lângă. Scrii relația, că așa e corect. Pe lângă 1 pe A plus 1 pe B plus 1 pe C. Egal cu... Egal cu. Și muncim acum. 3C plus 3C pe 2. 3C plus 3C pe 2. Plus C. C. Închide paranteza. Închide paranteza pe lângă 1 pe 3C. 1 supra 3C. Plus 1 pe 3C pe 2. 1 supra, adică inversul lui 3C pe 2. Cât ar 2 fi? Pe 2 supra 3C. 2 supra 3C. Și plus? Plus 1 pe C. Plus 1 pe C. Adică C-ul inversat. Cât e C-ul invers? Plus 1 pe C. Atât, atât. 1 pe C. Și da mai departe cu lucrăm. Păi... Pe 3C putem modifica cu 2. Da, dar n-ar putea scoate un C peste tot. Da. În fapt, așa ar fi C pe lângă. C pe lângă... 3 plus 3 pe 2 plus 1, totul pe lângă. Totul pe lângă.
pe ultima putem amplifica cu 3. Așa. Ca să am tot un 3C. Da, de acord. Și zicem 3 pe 3C. De acord cu tine. 3 supra 3C de la. Da. Ca să fie 3C numitorul, nu? Și pune numitorul comun 3C. 3C. Așa. Și vine 1 și cu 2 și cu 3, fac 6. Și mai simplifică. Așa. 3. Și aici rămâne 2 supra C. Supra C. Deci asta rămâne 2 pe C. Da. C-ul ăsta cu C-ul ăsta tocmai din față. Pac, pac. Și cât îmi rămâne? 3 plus 3 pe 2 plus 1 egal cu... Păi, 3 plus 3 pe 2 plus 1 ori 2. Ah, ori 2. Ori 2. Da. Și deci rămâne egal cu 2 pe lângă. 2 pe lângă. 2 ăsta l-a pus aici în față. A, 2 pe lângă. 3. 1 și cu 3 fac 4. 4. Și amplific cu 2, 4 ori 2. 4 ori 2, 8. 8 și cu 3. 8 și cu 3, 2, 11. 11 supra 2. Da? Da. Și 2 cu 2 se duce și rămâne 11. 11. Simplu. Și acum am aflat ce am să găsești pe aia. Nu, dar nu mi se cere să găsim. Ci expresia. Man. Deci valoarea expresiei este 11. Noi nu trebuia să găsim pe ABC și D. Trebuia să găsim relația. Spune așa, A, B, C și D fiind date, nu, țin DQ și ai proporția asta, atunci găsești valoarea expresiei acestea. Cât este valoarea expresiei acestea? Și noi am luat, am muncit, mi-am mers numai pe mâna ta. Tu ai sesizat chestia asta aici, că dacă adun la numitori la numărători se obține același lucru, eu vreau să te duc pe tine spre varianta. Dacă îi luam pe astea două, observam un lucru, că era doi. Numărătorii fiind egali, obliga numitorii să fie egale. Și deci venea că 2B plus 3C e egal obligatoriu cu A plus 3C. 3C se duce cu 3C și venea că A egal cu 2B. Nu cumva am găsit noi undeva A egal cu 2B? A egal cu 2B? A în funcție de B. A egal cu 2B. Nu. Păi trebuia să găsim așa ceva. Dar noi, deci, încă o dată, în baza acestui raționament, deci ideea ta a fost foarte rapidă, că asta, egal cu, adunând numitorii la numărători, îndată ai la numărători același lucru, și atunci obliga ăsta să fie cu ăsta, ăsta cu ăsta, și dacă mai luai cu ăsta cu ăsta, era deprisos. Deci să vezi care ar fi fost un alt drum. Vreau să te conduc spre asta și să fi văzut că am fi lucrat mai puțin. De ori de câte ori ne-am de negreșit ceva. Și se întâmplă ca să te duci pe o idee care îți consumă timp, nu tocmai nimerit să faci așa. Că spuneai mai devreme, eu am uneori o problemă, anume că am sentimentul că nu termin negreșit ceva. Nu termin termen. Și asta se întâmplă că, la un moment dat, observația făcută de tine a fost excepțională, m-am gândit foarte mult, dar în clipa în care ai luat pe fiecare egal cu 3 pe 2 și ai făcut acel sistem de condiții, a început să-ți consumi timp. Însă, vezi, din nou am greșit aici. Că noi n-am fost atenți la ce ne se cere. Nu se cerea să găsim pe A, B și C, cum de fapt erai tu obișnuit, ci să găsim valoarea expresiei. Ei, valoarea expresiei presupune să nu găsești numerele neapărat. Nici n-aveai, că tu aveai de aici doar două condiții. Eu vreau să te convinc pe tine ca altă dată să-ți faci strategia corectă. Dacă nu observ că 2B plus 3C era egal cu A plus 3C. Deci tu ai avut așa, o egalitate.